investesc mai mult timp în club. Cum evaluați? S-a schimbat entuziasmul copiilor din generațiile mai vechi față de acum? S-au rămas pasiunea pentru Zimbru copiii în continuare manifestă așa? Sigur, Zimbru va fi și eu cred că a fost și va fi o istorie care pentru orice copil este o mândrie să joci după prima echipă. Și avem un avantaj foarte mare, faptul că copiii din Academie participă pentru prima echipă. Asta este o motivație adăugătoare, ei să se implice la antrenament, să crească pentru a ajunge iarăși să evolueze după prima echipă. Da, cum simțiți că jucătorul este pregătit să facă următorul pas din Academie și să debuteze în echipa mare? Cum se face selecția? Sunt mai mulți factori, iarăși, este comitetul de antrenori care decide, sunt foarte mulți factori care ne dau de înțeles, este gata copilul sau nu. Pe lângă factorii, nu știu, tehnici, fizici, mai este factorul psihologic. Trebuie să discutăm, să ducem o discuție, să aflăm care e situația, el cum înțelege sau percepe jocul, înțelege ce vrem noi de la el. Și atunci înțelegem, este el gata de a face pasul de la fotbalul de copii, de la junior, cât e echipa de seniori. Da, care credeți că este marele avantaj pe care îl oferă Academia Zimbru pentru tinerii jucători? Cel mai mare avantaj, cum și-am spus, este faptul că noi încercăm să dăm posibilitatea ca copiii să treacă o periodizare foarte bine pusă la punct, de la cum îi vin la Academie, fac primul pas, să trecem prin toate etapele de dezvoltare, să aibă o dezvoltare omogenă și iarăși să finalizăm cu ocazia și posibilitatea de a trece în fotbalul mare și acolo deja să se deschidă cale pentru fotbalul internațional. Mulțumesc.